Sfidarea carantinei este extrem de costisitoare. Autoritățile de control din județul nostru au dat într-o singură zi peste 48 de amenzi contravenționale persoanelor care nu purtau masca în spațiile unde aceasta este obligatorie. De asemenea, în ultimele 24 de ore au fost verificate peste 90 de societăți comerciale cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă. În urma acțiunilor desfășurate au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală și a interdicțiilor de deplasare în valoare de 5.500 de lei. În ultimele 24 de ore au fost verificate 2.303 persoane și peste 90 de societăți comerciale cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă, obiectivul urmărit fiind siguranța cetățenilor. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de 5.500 de lei. De asemenea, au fost verificate peste 260 de mijloace de transport. În această perioadă, purtarea măștii de protecție este obligatorie în toate spațiile publice închise și deschise pentru toate categoriile de persoane vaccinate, trecute prin boală sau nevaccinate. Activitatea restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5-21. De asemenea, circulația în intervalul orar 22-5 este interzisă în toate zilele săptămânii pentru persoanele care nu dețin certificat verde, cu precizarea că persoanele nevaccinate pot circula în acest interval orar pe baza declarației pe proprie răspundere, a adeverinței de la angajator sau a legitimației de serviciu, în timp ce persoanele imunizate pot circula fără restricții.